eficiente în diferite domenii, că suntem salarizați la un nivel minim, că infrastructura este la pământ, că educația este la pământ. Eu vă spun că siguranța noastră este la fel, este la pământ. De ce? Această guvernare, precum și celelalte guvernări, refuză să pună în aplicare legea 153 cu privire la salarizarea în domeniul bugetar. Ce înseamnă asta? Înseamnă că polițiștii, marea majoritate, sunt plătiți la o valoare de referință sectorială de 600 de lei, care corespunde la momentul acesta cu salariul minim de economie din 2009. Pentru că acest PNL, transformat din PDL în PNL, a continuat politica din 2009 și a dus-o până astăzi, în 2020, pe lângă faptul că a mințit că vor pune în aplicare legea care există deja de 3 ani de zile, pe lângă faptul că au mințit că se va respecta legea, pe lângă faptul că au cerut respectarea statului de drept, a avut și nesimțirea să vină acum și să spună că vor să taie salariile nesimțite, pensiile nesimțite ale polițiștilor și așa mai departe. Dar nu văd pensiile nesimțite ale parlamentarilor, ale curții constituționale, ale magistraților, ale altor categorii defavorizate, ale deputaților, pe criterii politice, bineînțeles, și toți se plâng că nu sunt bani. Unde sunt împrumuturile care au fost făcute? Unde sunt fondurile europene despre care se vorbea că sunt la un nivel maxim atins anul trecut, adică în 2020, bani care ar fi trebuit să asigure sustenabilitatea salarizării. S-au trezit acum, la 1 ianuarie 2021, că nu mai sunt bani. Că, de fapt, legea nu trebuie să fie pusă în aplicare, că, de fapt, nu mai există stat de drept și că noi, polițiștii, va trebui să suportăm rigorile acestei austerități impuse, tipurile de criza COVID, tipurile de criza sanitară și așa mai departe. Nu există nicio criză, domnilor. Bani sunt, dar i-au sifonat prin diferite societăți, cum am văzut lunile trecute, printr-o societate, dintr-o comună de pe lângă București, s-au cumpărat sau achiziționat măști de 17 milioane de euro. Bani care puteau fi duși către salarizare, către salariile, și asta am cerut, către salariile minime și creșterea salariului minim conform legii. Deci ce cerem noi? Cerem aplicarea legii, pentru că s-a dorit un stat de drept, dar cerând respectarea legii și noi asta facem, respectăm legea. În care de consecință cerem acestei guvernări păcuboase să respecte legea. Dacă nu, la pușcărie! La pușcărie! La cu cafeaua, atunci când îi servește domnului prefect.
Să le fie rușine banii noștri și n-ar trebui să facă chestiuni de genul acesta. Mai mult decât atât, ordonanța am constatat că a fost emisă în luna august a anului 2020, ținută în sertare și dată drumul de flux începând cu 1 ianuarie 2021. Să le fie rușine pentru aceste lucruri! Care ne doare foarte mult. Ne plângem că nu avem forță de muncă. În schimb, în fiecare zi pleacă 80.000 de români peste granițele țării. Oare acești guvernați nu se întreabă care sunt motivele pentru care, pe timp de pace, un popor să-și părăsească propria țară, dacă în țară curge lapte, fierea, un min, cu nerușinare? Eu întreb, cu ce vom munci, cu ce vom asigura continuitatea forței de muncă dacă ne pleacă tot ce înseamnă elevi școlarizați către granițele țării? Vom rămâne o țară de pensionari pentru că acești neputincioși ai guvernării actuale nu pot să asigure un trai decent prin majorarea salariului minim pe economie, în care se zbat 1,5 milioane de lucrători ai sectorului atât privat cât și sectorului bugetar. Rușine! 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 Solidaritate!
colegii de ce ne pleacă tineri în străinătate. Este normal să plece. În ultimii 10 ani, în sistemul rovian nu s-a dezvoltat și nu s-au făcut nicio școală. Vă dau exemplu mecanicilor de locomotivă. Și nu numai. În proporție de peste 80%, toate societățile de transport feroviar privat lucrează cu pensionari. Vă puneți întrebarea de ce? Vă spun eu, vă dau eu răspunsul. Pentru că pensionarul nu va avea niciodată curaj să ridice privirea în fața angajatorului să ceară un salariu mai mare. Se mulțumește cu cât îi dă angajatorul. Acest sistem a fost promovat și rândurile operatorilor de stat, unde în proporție de peste 30% personalul de locomotivă este pensionar. Dacă acești pensionari ar fi trimiși astăzi acasă, sistemul s-ar bloca, n-ar mai funcționa. Au găsit această soluție cu pensionarii pentru ca să nu-i promoveze pe tine. La Regionala București, peste 1000 de cereri erau anul trecut, care doreau pe banii lor să urmeze școlile pentru accedere pe o funcție în care aferată. Avem un sistem centralizat de stat, de învățământ. Eu n-am înțeles că am făcut acte în fiecare an. Cum acei domni care au condus România în ultimii 30 de ani au permis să spargă calea ferată, să privatizeze până în infrastructură, dar sistemul de învățământ a personalului feroviar a rămas monopol de stat. Facem acte, lună de lună, facem solicitări săptămânal, dar nimeni nu le bagă în seamă. Ăștia-s guvernații care nu-și respectă propriul popor. De aceea, de fiecare dată, eu am făcut la colegii mei apel că suntem răspândiți prin toate confederațiile. Să strângem rândurile și să găsim soluții să-i combatem. Astfel, tinerii noștri vor pleca în continuare în străinătate, pentru că nu-i vor ei să rămână în țară, pentru că le frică de ei, pentru că tinerii nu vor accepta să lucreze pe un salariu minim garantat în plată. Ăsta e motivul pentru care acești domni ascultă de multinaționale. De aceea, eu vă spun că este timpul de a strânge rândurile, să fim solidari și de-aia fac apel la solidaritate. Solidaritate! Solidaritate! Solidaritate!
guvernanți că mânia proletară este greu de oprit. Nu uitați acest lucru! Nu dezbinați această țară! Cerem unitate! Cerem să fim respectați pentru ceea ce facem! Respectați angajații care au acel salariu minim pe economie! Și aici, în special, cei mai afectați sunt lucrătorii din comerț. Lăsați aceste împrumuturi. Bani există. Să nu credeți că vom fi păcăliți peste 3 ani când veți face o infuzie de capital în măriri salariale și altele. Ne-am săturat. Știm cum metoda de a ne păcăli și de a ne cere pentru nou mandat votul. Nu o să facem. Veți fi istorie. N-ați înțeles nimic în 6 luni de la între acele alegeri că poporul v-au taxat pentru greșelile de guvernare pe care o faceți. V-ați instalat ca niște impostori când totuși Parlamentul României era condusă de altă majoritate. Ați vrut guvernul meu, Iohannis și-a dorit acest lucru. Ce faceți din această țară? Treziți-vă, impostorilor, mizerabililor! Unitate! 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 Dreptății sociale plecată de la Baia Mare și a trecut prin toate orașele, a ajuns la Ploiești, a ajuns în București. Astăzi printre noi a sosit o delegație de la Râmnicu Vâlcea. Îi așteptăm aici să vorbească și dânsii. Vine domnul președinte al Camerei Deputaților să ne vorbească. Ne așteptați. Așteptați-ne, așteptați-ne, domnul președinte. Așteptați o delegație. Încercați să faceți ceva pentru această țară, pentru salariu minim 41 de lei. Bătaie de joc! Bătaie de joc! Iar pentru noi este verde de Paris. Vasile, hai și tu. Nu vin. Să termin ideea. Este verde de Paris. S-a înlocuit ciuma roșie cu verdele de Paris. E o moarte mai rapidă. Asta ne propun onorații guvernanți. Și căutăm antidotul. Antidotul sunt alegeri anticipate, fiindcă nu se mai poate trăi în țara asta cu acești guvernanți. Jos verdele de Paris! Vâlcea!
O avem printre noi și pe Ioana Vlad, care aș invita-o la microfon să ne spună câteva cuvinte despre ce face asociația dumneavoastră, cu care noi suntem parteneri. Bună ziua, mă bucur să fiu aici. Sunt de la un grup pentru dreptul la locuire, care se numește Frontul Comun pentru dreptul la locuire, pentru că și noi din mișcarea pentru dreptul la locuire susținem lupta lucrătorilor, pentru că parte din a lupta pentru un trai decent, pe lângă salarii și relații de muncă, este și faptul că avem dreptul de a trăi în demnitate, în locuințe care să fie adecvate și sigure. Și de aceea, de 2 ani, lucrăm cu mai mulți reprezentanți sindicali pentru a întări relația asta și a lupta împreună atât pentru drepturi salariale, cât și pentru locuințe sociale, locuințe publice, locuințe adecvate, pentru că probabil că știți majoritatea dintre dumneavoastră cât de greu este ca dintr-un salariu atât de mic să-ți asiguri chiria sau rata. Și atunci, de asta ne-am alăturat și noi, pentru a susține împreună cu Cartel Alfa faptul că salariul minim, stabilirea salariului minim trebuie să se bazeze pe estimarea coșului minim de consum. Cât costă să trăiești în țara asta, atât trebuie să fie salariul minim garantat. Solidaritate și putere și unitate pentru toți lucrătorii, să ne luptăm împreună pentru dreptate socială. Manager sau director, sunt un simplu om, ca voi. Și am auzit aici o mulțime de lucruri care sunt extraordinar de reale, printre care și acela pe care fiul meu mi-a spus că va pleca de aici, din țara asta. Și e dureros să știi că îți pleacă fiul. Dar tot de la voi aici am auzit și de la cei care au vorbit, vorbitorii dinainte, că avem șansa să putem opri acest exod. Și că avem șansa să ridicăm cât de cât acest mic nivel de trai pe care îl avem. Încercăm. Ce mă sperie pe mine este că acești guvernanți ne văd de sus, de parcă ar fi niște mici Dumnezei, iar noi suntem niște mici nimicuri. Asta este un fiorător. Să le aducem aminte că în 89 exact același lucru s-a întâmplat. Ei ne considerau mici și foarte mari. Și uitați unde s-a ajuns. Este foarte bine să știm că toți oamenii de aici și toți oamenii de rând și toți oamenii care sunt simpli nu vor altceva decât nivelul lor de trai să fie asigurat. Cu și acela minim de consum de care vorbea și doamna dinainte. Dar hai să spunem că o să fie bine dacă acești guvernanți vor înțelege. Dacă altfel din ce se vede nu sunt decât frățești. Deci, încă o dată și eu stric tot Hărții!
Bună ziua, dragi colegi, învățământul superior este alături de dumneavoastră, a fost întotdeauna, vom fi întotdeauna alături de cartelul ăsta. Ce ne-a adus astăzi în stradă? Sărăcia și injustiția socială. Toate sectoarele de activitate sunt privilegiate prin neaplicarea legii salarizării. Bine. Această lege nu este perfectă, dar putea să rezolve o mulțime de probleme. Legi organice care nu sunt aplicate. Legea pensiilor, nici aceasta nu este perfectă, dar rezolvă o mulțime de probleme sociale. Uniformizează pensiile celor care au ieșit în decursul timpului. Tot poate să facă această lege o diferență între venitul minim sau legea minimă socială, pensia minimă socială și pensia de muncă, de activitate pentru cei peste 30 de ani de zile de muncă. Educația este la pământ, este subfinanțată ca și celelalte sectoare de activitate, jandarmerie, poliție, armată. Toate sectoarele sunt subfinanțate. Vedeți, educația nu se poate face decât cu oameni educați. Acesta este motivul pentru care nu investesc în educație. Toți dintre noi avem copii. Ce probleme școala nu a fost pregătită să facă învățământ online? Vă uitați la copilașii dumneavoastră. Clasa pregătitoare, clasa întâia, a doua, a treia, ce pot ei să înțeleagă? Este o generație de sacrificii. Vor să o sacrifice. Nu au dat nici un leu pentru pregătirea activităților din învățământ și din acest punct de vedere. Pandemia, cu cât a fost sprijinită, 1,4 din PIB, ultima țară din Europa care a asigurat asemenea procent pentru rezolvarea problemelor. Solidaritate și unitate sindicală. Deci, numai împreună vom reuși și vom fi capabili să încercăm să rezolvăm o parte din problemele noastre. Sărăcia și justiția socială. Solidaritate! Thank you.
plagiat, nu de la noi, deci cum eram de la noi. Așa de ce dar avea. Da, de exact. Ce istorie! Da, da. Adică îl fac păiesc ca manuală cu istorie. Să nu mai spun, cu vin stau 4-5 ore, nu poți să stai 4-5 ore. Exact. Eu nu pot să stau mai mult în ore. Să chime și profesorii săraci. Unde e? Nu poți să stai. Nu e problemă. Eu, de exemplu, îmi spun că spun. Dacă nu suntem în lucrurile astea, nu trebuie că nu ești mai găsit în ceea ce am. Bună dimineața!
Ce faceți de așa? Mă rog, nu vă zic că detaliile astea. Ok, hai să revenim la lucruri mai normale. Așa, dar așa le-a stă serioase să știu. Extrem de serioase. Da, domnișoara, e puțin. Vezi un mărut, sunt pot la așa, stai să le amici cu colegul. Cine stă de aici? Nu se pare acolo? Nu se Thank you.
Thank you.
Dodo. Thank you.
Thank you.
Nu, 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 nu